Da, aici avem bilețelele celor care, numele celor care astăzi vor intra la tragere la sorți pentru a merge la concertul de astăzi din Versus cu concert cu Fabi, un artist venit tocmai din Australia aici în zona la noi. Scurt pe doi. Cioloș ar putea prezenta un bilanț al primelor 6 luni de guvernare. Iohannis, vă rog, mergeți la vot. Nu, trebuie să văd dacă îl pot imita. Uitați-vă bine la candidat. Nu, nu pot, nu. Îmi trebuie, adică trebuie să-l mai, să-l mai studiez. La băse deja era... Și mai exersează. Simplu. Păi cred că am de exersat și aici. Nu toate partidele sunt la fel. Unele au început reforma internă, altele doar o mimează. Fie vorba între noi, mie îmi place jocul ăsta mim. Consider că e unul dintre cele mai proactive jocuri. Și Dumitru Morhan, premiat de Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România. Dumitru Morhan, da. Dacă nu el, atunci cine? Care sau întâi repede câștigătorii, ca să te grijă, ca să, da? Ia să vedem. Deci Cătălin, tu? Nu. Gafencu Vasile. Da? Și? La câte premii sunt? Două? Două, nu? Așa. Spirescu Cristina. Așa. Gata. Am rezolvat. S-a încheiat și concertul. Concertul e diseară la ora 21:30 în Versus Concert live, live, live. Adică e pe... E pe viu bune. De dreptul. E pe bune. E pe bune. Da. care? Cioloș, Iohannis, Morhan? Hai cu Morhan, că e... E mai de-a nostru. Da. Da? E mai nauș. Deci, Dumitru Morhan are parte și de zile însurite în Ucraina, acolo unde se află de aproape 2 ani. Recent, el a primit o distinție de onoare și o diplomă din partea președintelui fondator al Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Florentin Scalețchi, structură care funcționează cu aprobarea Parlamentului României. Distincțiile au fost semnate lui Dumitru Morhan în prezența primarului din Budineț, localitatea în care se află fabrica de ape minerale pe care omul de afaceri român a cumpărat-o recent. Practic, distincțiile oferite sunt o recunoaștere a activității lui Dumitru Morhan în cei 20 de ani de când este membru al OADO. Iar preluarea fabricii de ape minerale de la Budineț este ultima realizare. Pentru viitor avem planuri serioase cu această fabrică. Dorim să instalăm utilaje noi, moderne, pe care le vom achiziționa din Germania. Iar noua linie tehnologică va permite îmbutelierea atât în sticle cât și la PET. Investitor strategic în Ucraina, nu? Da. Ok. Deci, cum e aia că e la greci? Dumitru Morhan e bine în Ucraina, înțelegem noi. Că dacă vine în România, am înțeles că e o mică problemă. Mică. Foarte mică. Vă câțiva cu executare, nu? Dar în Ucraina e om de afaceri, investește, e premiat. Ce motive are să vină în România? Ești tu culmea. Bă, da, vezi, asta exact ca cum povesteam mai devreme la chestia care am deschis astăzi matinalul nostru, și anume adică într-o parte e bun, în cealaltă parte l-au respins. Într-o parte îi dau cu executare, dincoace îl premiază, adică... Vezi, depinde de care parte a frânghiei te afli, nu? Preferam varianta aia cu depinde de care parte a ușii, da, că era tot o chestie vis-a-vis de știință, de, că am înțeles că și la CERN mai descoperă ăștia încă o particulă. E încă una mititică, am văzut într-una de... Așa, uite, în obiectivul de astăzi, oamenii de știință la CERN sunt aproape de descoperirea unei noi particule. Iarăși particulă, iarăși descoperiri. Dana, scurt pe doi. A început astăzi campania, una care
cel puțin se așează așa, sub niște auspicii foarte interesante. Cum crezi că va fi? Cum crezi că va fi, nu după cum au declarat ei? Doamne, vom fi cu minți, vom face, vom drege. Își vor căuta să-și rupă gâtul în subteran, în ceea ce nu se vede, să câștige fiecare cât mai mult, egal prin ce mijloace. Orice mijloace. Orice mijloace. Miza e foarte mare, mai ales în ceea ce privește municipiul Suceava, aici e principala bătălie. Și în județ, dar în special în municipiul Suceava. Aici se va tranșa. Și în principalii competitori, așa cum tot vorbim de da. Foarte multă vreme, PNL și PSD. Aici se dă lupta. De 12 ani, asta aici are dreptate PSD când spune, de 12 ani este primar Ion Lungu, dar PSD n-a avut primar în Suceava de mult mai multă vreme. Pe Marian Ionescu nu-l socotesc primar PSD. Eu nu socotesc al Sucevei. Nu, n-a fost. Din punctul meu de vedere, el n-a fost decât cu numele la PSD. Așa că dacă va reuși sau nu la aceste alegeri PSD să-și ajudece primăria și majoritatea în Consiliul Local Suceava? Da, eu personal pe varianta asta cu gata, 12 ani, că nu o socotesc ca pentru fi... Pentru cine deci, dacă vii într-o competiție, 20, tu trebuie să vii cu ceva mai bun. Da, nu că ai stat la 12 ani și hai, lasă-l pe el, mai încearcă și cu mine. Nu, da. Nu ține așa. Dar să vedem cu ce mesaj o să vină, pentru că fie vorba între noi, e prima zi, după aia luăm o pauză de două zile, că sâmbătă și duminică nu se face, după aia iarăși, luni, marți, miercuri, joi. Nu, cred că așa, pe ceea ce se vede, nu va fi nimic spectaculos. Nu? Nu cred. Pe ce nu se vede. Încă acolo o campanie electorală care va trece așa. Mm-hmm. Da. Să sperăm că ne vor înșela așteptările și vor face și niște lucruri spectaculoase. Ne grăbim pentru că trebuie să ajungem la și trebuie să ajungem în mod special tu acolo la conferința de presă la PNL. Așteptați-ne un pic, da? Atât pentru această ediție a matinalului. Vă aduc aminte, în această seară conferința PNL-ului va fi în direct imediat la ora 9 și un pic cum ajungem noi aici la Bucovina TV, de seară de la ora 20:30, raportul de seară cu Valentin Chidoveț, astăzi invitat senatorul Gheorghe Flutur, președintele Partidului Național Liberal Suceava. Atât pentru această ediție a matinalului, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.